Primul accident s-a produs în localitatea Valea Mare Pravăț. Trei autoturisme au intrat în coliziune. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Șoferița uneia dintre autoturisme a suferit un atac de panică și a acuzat dureri lombare. Echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor, iar ulterior a fost transportată la spital. În apropiere de miezul nopții, un alt accident rutier s-a produs pe raza localității Micești. Un autoturism a lovit glisierele despărțitoare ale sensurilor de deplasare și s-a făcut praf. Șoferul de 22 de ani a scăpat doar cu o plagă la un picior. Acesta a fost asistat medical în primă fază și ulterior preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital.